Este să vedem pentru săgetători, ei direct vizați de această lună nouă, de pe data de 3 iunie, într-un mod în care, sigur, ea se întâmplă pe un semn opus, ceea ce înseamnă o dinamică aparte a evenimentelor cu care se intersectează săgetătorii. Există, sigur, având în vedere profunzimea și puterea acestui fenomen, o forță interioară pe care nu au mai experimentat-o până acum și care vine către ei foarte puternic. Este și o șansă de a înțelege lecțiile de viață și de a și trage foloase imediate. Anumite lucruri atunci când, sigur că da, se întâmplă aceste fenomene de lună nouă și de lună plină, ele atrag atenția asupra unor lucruri care ni se cer destul de imperativ și practic li se poate cere ceva inedit, ceva ce cu care nu s-au mai confruntat până acum. Pe de altă parte, în plin proces de transformare pe zona financiară se află de ceva timp, deci practic aici nu ar putea fi o provocare. Fluctuațiile în zona profesională sunt și ele de remarcat. Ele au avut, aici ar putea fi ceva provocator, pentru că posibil să existe nativi săgetători care au început ceva inedit pe zona aceasta, ceva care nu a mai fost în peisaj până acum și de asemenea ceva care poate să propună o creștere în viitor. Ei vor învăța să folosească altfel calitățile uraniene de acum încolo, adică să se gândească tot timpul la ceva ce să-i poziționeze altfel față de ceilalți, să nu mai fac absolut nimic din ceea ce fac ceilalți. Vom vedea săgetători, bineînțeles, având și profil jupiterian, oricum sunt ieșiți din comun, deci nativi săgetători care au un soi de exces de idealism în această perioadă, care se gândesc la soluții și la situații și la propuneri pe care alte persoane poate, care altor persoane poate chiar li se par ușor nebunești, poate ei nici nu le pot concepe cu mintea lor. Deci au un soi de karmă de reinventare în plan profesional foarte, foarte interesant, adică pot exista preocupări cu totul și cu totul ieșite din comun. Au un soi de reacție foarte puternică la orice stimul exterior și mai mult decât atât intră în contact cu tot felul de opinii ale celor din jur, dar ei pot chiar trage foloase din interacțiunea cu aceste opinii mai non-conformiste ale persoanelor cu care interacționează. Poate să existe o anumită, nu neapărat inconstanță, mai degrabă o anumită nesiguranță legată de un proiect ale cărui repere nu sunt stăpânite suficient de către nativii săgetători. Deci s-ar putea să aibă în plan, în proiect, o anumită situație, spuneam, pe care nu o stăpânesc așa cum și-ar dori. Dar asta nu înseamnă că acel proiect, acel plan nu poate să iasă absolut perfect dacă există, să spunem, puțină bunăvoință și puțină și sigur că da, să accepte că odată cu trecerea timpului acest proiect poate deveni foarte interesant. Da, ei sunt provocați de Jupiterul acesta retrograd, care deși este la el în domiciliu, e cumva într-un oarecare conflict cu Mercur, Lună și Soare și chiar cu Neptun, deci săgetătorii cumva se simt dator față de ei înșiși să își vadă mai bine sufletul și ce se întâmplă în ei. E posibil să aibă tot felul de întrebări pe care și le pun și la care deocamdată nu găsesc răspuns, dar și pentru ei este valabil același lucru: cu cât vor învăța să fie mai darnici cu timpul și resursele lor, cu atât se vor limpezi și clarifica mai bine în legătură cu rolul pe care îl au în propria lor viață și în viața celorlalți. Au pe casa a doua Saturn și Pluton, deci și foarte frumos aspectate aceste planete. Ei în sfârșit pot fructifica foarte bine munca pe care au avut-o, seriozitatea de care dau dovadă, faptul că s-au așezat pe niște principii și pe niște responsabilități pe care și le acceptă cu bucurie. Iar lucrul acesta le poate aduce și bani și o consolidare de imagine de care au mare nevoie, în special în proprii lor ochi. Și asta îi poate ajuta să se bucure de Uranusul acela și de Venus de pe casa a șasea, adică
de lucrurile minunate care li se întâmplă pe plan profesional și care îi propulsează în viitor. Sunt lucruri care la început i-au speriat, la început nu le-au înțeles, dar care acum, iată, își pot oferi roadele. Pentru că nu e așa, săgetătorilor uneori le este teamă de munca care înseamnă rutină și Uranus aici nu vine cu rutină, vine cu nou, vine cu inventivitate, vine cu dorința săgetătorilor de a lăsa o urmă în locul în care lucrează, în meseria pe care o fac, de a deveni un model, de a deveni cumva niște precursori al unor schimbări de care este nevoie la locul acela de muncă. I-aș sfătui doar să aibă și ei grijă la sănătate, pentru că tot ceea ce simt în acest moment sunt de fapt mesaje pe care corpul lor le transmite legat de lucrurile pe care poate nu le fac așa cum ar trebui, poate că nu dorm suficient, poate că nu mănâncă corect, poate că nu-și acordă suficient timp pentru a se relaxa. Au mare nevoie de toate acestea pentru că este singura modalitate prin care pot să ajungă la acea pace interioară pe care și-o doresc. Iar luna aceasta nouă pe casa șaptea îi dinamizează în tot ceea ce înseamnă parteneriate, parcă îi face să caute oameni, să discute cu ei, să povestească, să pună țara la cale, să facă planuri, să dea din ceea ce știu, poate vor să-și dorească să devină și pe din afară profesorii pe care simt că ei sunt pe dinăuntru și este minunat pentru săgetători dacă vor face asta, pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să învețe de la ei și care chiar îi așteaptă să înceapă să povestească din experiența lor, care este foarte frumos de aplicat și în viața celorlalți. Mergem mai departe să vedem